Expoziție cu totul inedită la Castelul Corvinilor. Peste 100 de lucrări realizate în tonuri brune cu cafea și puse în valoare cu note de aur. Colecția vernisată recent de artista hunedoreancă Vali Antonescu este cu atât mai interesantă cu cât majoritatea figurilor astfel pictate aparțin casei regale a României. Lucrările sunt expuse în sala Betleem. Cu talent, pasiune și cafea concentrată, artista Vali Antonescu reușește peisaje sau portrete unice. Este pasionată de pictură de ani de zile. În urmă cu câțiva ani, dintr-o întâmplare, a descoperit că poate folosi cafeaua adusă de soț în locul acoarelelor. Într-una dintre reviste era o hârtie de acuarelă și am vrut să o încerc și neavând în apropierea mea decât culori acrilice sau culori de ulei, foarte aproape de mine era însă cafeaua. Și din curiozitate așa am muiat pensula în cafea și am tras câteva liniuțe pe această hârtie specifică, specială de acuarele. Și mi s-a părut că acele dâre seamănă cu o ploaie. Pe urmă am făcut o umbrelă, sub umbrelă o fată și așa s-a născut prima acuarelă. De la acel moment, artista a reușit să picteze sute de tablouri și a fost solicitată pentru numeroase expoziții. Cea mai recentă este găzduită de Castelul Corvinilor, după ce lucrările au făcut parte dintr-o altă expoziție din țară, dedicată Zilei Regalității. Cred că vreo 70 de lucrări sunt cu imagini ale casei regale românești. Aceste lucrări au participat la o altă expoziție care a avut loc anul acesta la Casinoul din Sinaia, prilejită de Ziua Regalității, și pe lângă aceste lucrări mai sunt multe alte subiecte, știu eu, uite, așa, inspirații religioase, clădiri, cupole, cum le zic eu, castelul, câteva imagini sunt și cu castelul, chipuri de fete, nuduri, așa. Directorul Muzeului Castelul Corvinilor, Sorin Tincu, spune că vizitatorii pot admira acum, pe lângă arhitectura monumentului, și ineditele picturi ale hunedorencei. Într-adevăr, este un dublu vernisaj dublat de acest vârf de sezon la Castelul Corvinilor. Foarte important este faptul că, iată, cafeaua a revenit la Hunedoara. Este o expoziție inedită, cel puțin pentru mine personal, este primul artist pe care eu îl văd folosind pigmentul acesta pentru a realiza tablouri. Spre deosebire de ce am văzut în anii precedenți, observ anul acesta pete discrete de culoare care completează într-un mod fericit, aș putea spune, brunul cafelei și care dau un plus de valoare și un plus de veselie, aș putea spune, tablourilor realizate de doamna Antonescu. Vali Antonescu face portrete, peisaje, contururi de clădiri. Surprinde scene delicate de viață, chiar și icoane. Artista mărturisește că atunci când a început să picteze cu cafea, nu s-a gândit vreo clipă că va ajunge să aibă expoziții la Castelul Corvinilor. Într-adevăr, este o foarte mare bucurie și o foarte mare realizare pentru mine ca un amator să ajung să expun la Castelul din Hunedoara, care este atât de frumos. Și mi se pare că acuarelele mele se potrivesc cumva, pentru că ele au un aer vintage, ceea ce merge bine cu castelul. Expoziția va rămâne deschisă timp de o lună la Castelul Corvinilor.